Morții Mălinei Olinescu este abia la început. Polițiștii stau de vorbă acum cu iubitul cântăreței. Cert este că de mai bine de un an artista se lupta cu o depresie severă. Ea era foarte sensibilă și o ceartă minoră o putea dărâma, le-a spus jurnaliștilor bărbatul. Trupul neînsuflețit al artistei va fi depus la capela cimitirului Sfânta Vineri. Deocamdată este la INML, de unde îl va ridica familia. Ivona Roșu este și ea acolo. Ivona, a ajuns mama artistei la Institutul de Medicină Legală? Bun găsit, Oana. Mama artistei a ajuns în urmă cu câteva minute aici la Institutul de Medicină Legală, unde a stat foarte puțin timp și asta pentru că nu a putut ridica trupul artistei astăzi aici la Mina Minovici. Cel mai probabil există niște probleme cu locul de veci pe care aceștia l-au ales, locul unde va fi înmormântată Mălina. Așadar, trupul ei va rămâne aici până mâine de dimineață, atunci când familia este așteptată să îl ridice. A fost îmbălsămat, a fost îmbrăcat, însă nu a fost adus coșciugul în care acesta va fi depus. Mai mult decât atât, se pare că și înmormântarea se va amâna cu o zi, va avea loc joi, însă nu se știe nici până acum la ce oră și asta pentru că familia nu a încheiat încă formalitățile de găsire a unui loc de veci. În ceea ce privește problemele de depresie, se pare că Mălina Olinescu suferea de ele din momentul în care a divorțat în 2008, iar anul trecut, înainte de Crăciun, a ajuns la spitalul Elias, unde a fost diagnosticată cu sindrom depresiv anxios, ales însă să se trateze acasă, acolo unde criminaliștii au găsit mai multe blistere cu antidepresive, dar și sticle de alcool desfăcute. În ceea ce privește problemele cu alcoolul pe care Mălina se pare că le avea, există o singură declarație în acest sens, cea care vine de la Sebi, prietenul ei, însă până acum surse medicale nu au confirmat că Mălina s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul în care a hotărât să se sinucidă. Ivona, mulțumesc!